la ce vreau să vă înscrieți? Eu sunt cu soțul, nu sunt eu cea care se scrie. Trebuie să vă înscrieți. Frumos. De ce continuați? De ce program? Unde vei studiu să avansez, au zis să mă agăzez la alte chestii, să evoluez un pic, să ies din rutina care am. De ce ți-a zis OMM? De ce OMM? Deci și la ce program? Nu că nu-s putere, dar o să aleg. Vă mulțumesc. La ce dori să vă înscrieți? Vreau să mă scriu la masă de expertiză contabilă. Ai urmat cursurile aici? Vrei să continui sau? Nu, în altă localitate. Și de ce ai ales OMM? Pentru că îmi doresc ceva mai bun pentru mine. Îți mulțumesc. Da, vreau la informatică industrială. De ce ai ales acest program? Din cauza că în acest domeniu se caută foarte mult zilele de astăzi. Și de ce ai venit la Reș? Să văd că nu e... Din cauza că e și fratele meu aici și îmi place și orașul Reșița. Mulțumesc, baftă! Unde vreți să înscrii? La contabilitate. Licență, masă? La licență. De ce ai ales contabilitate? Pentru că este o meserie de viitor și în același timp și sigură. De ce la Reșița? Că e aproape de casă. Ok, mersi, baftă. Ok. Action motor, da. Începând cu ziua de joi, 11 iulie, în cadrul Universității Eftimie Mungu din Reșița, a început sesiunea de vară a admiterii pentru noul an universitar 2019-2020. În oferta universității se regăsesc trei facultăți, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Sociale, care au o paletă diversificată de programe, atât la ciclu de licență, cât și la ciclu de masterat. Pe partea de admitere de doctorat, aici funcționăm după o altă metodologie și admiterea pentru școala doctorală se va face exclusiv în sesiunea de toamnă. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să-și creeze un viitor frumos în baza competențelor pe care le vor dobândi după cele 3 sau 4 ani de studii de licență și urmate de cele de masterat, să vină la Reșița, să vină la Universitatea Eftimie Mungu din Reșița și să devină studenții noștri. Bun.
Bun, scoate!